Pericolul dulce de la raft a fost descoperit de oamenii legii în urma unor controle tematice, dar și în urma sesizărilor venite din partea cetățenilor. De când a venit sezonul cald, s-au înmulțit și reclamațiile la protecția consumatorilor. Au fost depistate abateri privind comercializarea produselor cu data durabilității minimale depășită și neafișarea prețurilor aferente produselor respective. În total au fost verificați 16 agenți economici și au fost controlate peste 100.000 de produse din cacao și ciocolată. 8 kg dintre aceste alimente erau expirate, iar altele nu aveau afișate prețurile de vânzare în mod vizibil. Avem în vedere perioada estivală, vor fi verificate toate produsele care sunt ușor perisabile, respectiv produse de cofetărie, ciocolaterie din nou, înghețata. Au fost foarte multe reclamații și încercăm să prevenim prin acțiunile noastre de control, limitarea prejudicierii consumatorilor în drepturile lor. De aceste produse valorificate în marile magazine sau și în buticurile de cartier, cum le numim noi? În toată rețeaua de magazine, inclusiv marii retailer și magazinele de cartier. Ciocolată cu lapte și miez de caramel, drageuri, ornamente de cacao, batoane de cereale cu stafide și alune. Toate dulciurile găsite în urma controlelor au fost retrase de pe piață, iar alte 4 magazine au fost închise de comisarii protecției consumatorilor. Au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 160.000 de lei. De regulă, aceste controle tematice dispuse de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au la bază numărul de reclamații, petiții înregistrate la nivel național din partea consumatorilor și pentru a reglementa situațiile reclamate se dispun controlele acestea la nivel național.